În perioada 5-8 septembrie, Ceramus Câmpulung va fi gazda unei noi ediții a Festivalului Muzica în Filmul Românesc, organizat de Cine Maraton, Dacin Saraș și CNC. Televiziunea Muscel TV este partener media, iar o surpriză pregătită pentru telespectatorii noștri va fi faptul că vom transmite în direct. În fiecare zi a festivalului, în care vor fi proiecții de film, sesiuni de întrebări și răspunsuri cu cineaști remarcabili și concerte de înaltă ținută intelectuală, accesul publicului se va face pe baza unei donații de minim 10 lei, iar banii vor fi dirijați către cauze sociale. Programul va cuprinde mai multe secțiuni. În data de 5 septembrie va fi deschiderea oficială a evenimentului. De la 12.30, gala deschiderii îi va aduce în prim plan pe Emanuela Cernat, Ileana Popovici, Horea Murgu și Răzvan Cernat. De la 13.30 va fi lansarea de carte Polemica dintre Dumitru Stăniloae și Lucian Blaga, autor preot Daniel Oprescu. Apoi, la 14.30, va fi proiecția filmului Nihil Sinedeo, un documentar despre majestatea sa, regele Mihai I al României. Documentarul realizat de Marilena Rotaru va fi urmat de la 16 de un dialog moderat de Manuela Cernat cu principele Nicolae al României, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic Argeșanul și Marilena Rotaru. Activitățile vor continua de la 17:30 cu lansarea de carte Joi 4 și un recital de poezie Corina Dașoveanu. De la 18:30, iubitorii muzicii la pian se vor putea delecta cu un recital susținut de tânăra de excepție Maria Luiza Van Staden, iar de la 19:30 va fi o nouă sesiune Q&A cu Manuela Cernat, Iura Luncașu și Augustin Viziru urmând ca la 20 să înceapă proiecția filmului de lung odată pentru totdeauna, în regia lui Iura Luncașu. Deci plecăm doar împreună, îți promit. Cu Astro să joci tu celele de nuditate? Tu ai văzut cum arată? Mai bine să regret ce am făcut decât ce nu am făcut.